cum spune și cuvântul, o femeie care se face remarcată, o femeie în preajma căreia dorești să te afli, o femeie pe care o idolatrizezi, o femeie pe care o admiri pentru ceea ce face, pentru felul în care arată, pentru felul în care se comportă. Atunci când o privești, ți se umple sufletul așa și vrei să faci cumva să te afli cât mai aproape de ea. Dacă stau să mă gândesc, nu știu dacă există vreo femeie care m-a influențat pe mine în ceea ce am făcut, dar au existat niște personalități în fața cărora am rămas așa într-o stare de admirație permanentă. Cea mai puternică este Lady Di, Diana, prințesa Diana, prințesa tuturor inimilor, a fost numită ea, care a emanat atâta iubire, atâta iubire și atâta bunătate pe pământ, valori pe care eu le apreciez cel mai mult. Și cred că am citit tot ce se poate scrie despre ea, tot ce s-a scris, am văzut absolut toate reportajele, toate filmele, pentru că am vrut să o cunosc mai bine, am vrut să intru mai bine în adâncul sufletului ei, să înțeleg cu adevărat cine a fost. Și țin minte că atunci când a fost cumplitul accident, m-am trântit la pământ și am plâns atât de mult, am adorat-o. Aș putea să mai amintesc despre Edith Piaf ca și personalitate marcantă pentru viața mea și multe, multe alte femei care au făcut lucruri în viața asta remarcabile și care sunt unice, unice pe planetă. Din prisma mea nu se vede asta. Nu știu cum să explic. Mă simt foarte, foarte iubită, foarte apreciată. Voi m-ați ales pentru că asta considerați despre mine și vă mulțumesc foarte mult. Cred că cele mai frumoase momente sunt cele de la finalul spectacolului. Atunci când oamenii se ridică în picioare și aplaudă și cu lacrimi în ochi de bucurie își exprimă toată iubirea pe care o trimit către tine. Vor să te atingă, vor să interacționeze cu tine, vor să intre în aura ta și în energia ta. M-ai întrebat de o întâmplare? Aș putea să-ți amintesc despre spectacolele mele de la mare, într-un resort foarte cunoscut. Seara eu sunt entertainerul show-ului. Și la finalul spectacolului, de pe 10 iunie până pe 10 septembrie, 3 luni de zile fără pauză, se întâmplă un fenomen foarte interesant în ultimii ani. Am fost efectiv marcată de el. Faptul că la final peste 100 de oameni stau la coadă cu minți și așteaptă noaptea la ora 12:01 să intre în energia mea, așa cum spuneam mai devreme, să comunice cu mine, să facă o fotografie, să mă strângă în brațe. Să mă strângă în brațe, efectiv. Mi s-a întâmplat să merg pe alei și să vină cineva la mine și să spună, iertați-mă, vreau doar să vă strâng în brațe și să vă mulțumesc. Serios? Să mulțumiți pentru ce? Pentru ce emanați, pentru ce sunteți, pentru ce transmiteți în univers. Mi s-a întâmplat în ultimii ani, nu știu, parcă a făcut așa cineva blink în capul meu cu ceva, de m-am trezit dintr-o dată atât de iubită, parcă se întoarce către mine toată iubirea pământului și nu știu, cred că merit asta, dar a fost așa brusc după schimbarea asta de viață pe care am avut-o și sunt foarte fericită. Am un idol, specializarea mea este musical și o studiez foarte mult pe Anne Hathaway. Mi se pare perfectă. Se spune că numai Dumnezeu atinge perfecțiunea. Mă uit la ea ca la, nu știu, Fecioara Maria, ca să înțelegi că mi se pare că atinge perfecțiunea și o studiez foarte mult. Este perfectă. Tot ce face, toate momentele ei artistice sunt de neegalat, zic eu. Nimeni nu cred că poate să, sau foarte puțin pot atinge valoarea ei. Așa că am să răspund Anne Hathaway. Eu cred că iubirea îți aduce zâmbetul pe buze, bucuriile mici, știi? Toate lucrurile care nu se pot cumpăra cu bani. Toate lucrurile care nu se pot cumpăra cu bani. Că iese soarele, că vine un copil către tine și îți întinde o bomboană, că, nu știu,
cineva spune ceva frumos despre tine, că cineva vrea să-ți facă un, ți-a ducut o floare, ceva, lucrurile simple, copii care se joacă. Eu merg în pasul ștrengarului pe stradă și astăzi. Sunt un om pozitiv și foarte zâmbitor și încerc să spun asta e pentru orice care se întâmplă. Trăiesc într-o acceptare permanentă a tot ceea ce mi se întâmplă. Normal că mă rog și cred cu ardoare că viața mea este una frumoasă și că toate lucrurile bune mi se întâmplă, dar zâmbetul, nu neapărat al unei femei remarcabile, dar dacă vorbim despre asta, cred că cel mai important este zâmbetul pe care îl ai atunci când cei care te admiră și te iubesc vin către tine cu toată energia lor frumoasă și cu toată iubirea lor. Acolo este zâmbetul cel mai puternic de bucurie.